CFR a dezmembrat-o pe Universitatea Cluj în acest derby al orașului 4-0, deși cred că scorul ar fi putut să fie și mai mare de atât. Termină pe locul 2, CFR Cluj la 8 puncte în spatele FCSB-ului, e și calificată în Cupa României și lucrurile se schimbă în privința lui Mandolini, poate, după acest succes categoric. I-am alături de mine, ca și înaintea meciului, pe Mihai Stoica și Andrei Vochin. Bună seara din nou! Bună seara! Impresii despre meci, domnul Stoica? N-a ieșit cum vă doreați? Asta e? Se mai întâmplă și așa? Doar că pronosticul n-a ieșit. Păi, da. De unde această diferență mare și, cum să spun, păi, modul categoric? Diferența care... mare, cred că se explică prin faptul că Universitatea Cluj, care a fost condusă din minutul 2, n-a luat niciun cartonaș galben. Când ai o asemenea atitudine, e greu să obții ceva. Adică, în mod normal, meciuri din astea, când e o rivalitate acerbă, cum se presupune că este în Cluj, se lasă cu... măcar cu cartonașe. A fost un singur cartonaș meciul ăsta, Bârlige. Atât. Iar... Insinuați ceva sau... Nu, întreb pentru că... Eu fac constatări. Am înțeles. Fac constatări că n-am auzit în comentariu să se evidențieze aspectul ăsta. Și nu, cum să, Doamne, așa ceva nu fac. Chimon, ce spuneți, n-a luat niciun cartonaș galben? Evident că te gândești, n-au avut agresivitate. Dacă n-au avut agresivitate, de ce n-au avut agresivitate? Nu? Văd că tu faci insinuări. Păi nu, eu pun întrebări. eu asta spun, asta am văzut. Și am văzut jucători cu experiență, dar nu mă miră că Mitrea greșește atât de flagrant la anumite goluri, pentru că mi-am adus aminte de acum câteva luni la un meci care iar ne interesa pe noi foarte tare, CSU Craiova, CSU Universitatea Craiova cu Farul. Mitrea atunci la Craiova a avut o evoluție așa oscilantă. El doar cu noi se răzbună marcând. În rest l-am văzut comisă niște greșeli. Și chiar mă mir cum joacă Mitrea în fața lui Miron, că am lucrat cu Miron, chiar Pițian. Da, mă rog. Cred că au început să piardă meciul ăsta cei de la Universitatea Cluj de la meciul cu Galațiu. Când pe finalul acelui meci în prelungiri Nistor a luat un cartonaș galben, putea să-l ia chiar roșu. Fără Nistor echipa se exprimă greu. În prima parte a meciului am văzut un singur fotbalist la Universitatea Cluj, Kipciu. În a doua au mai fost câteva acțiuni, dar se vedea clar că nu că rezultatul se mai intra așa, te gândeai cât se va termina, dar în niciun caz nu părea că CFR are vreo emoție. Andrei, cum ai văzut tu? Ce? Meciul. Eu când am citit declarațiile de dimineață ale conducătorilor referitoare la bilete, la modul în care au fost repartizate biletele, am zis, aoleu, nu mai termină ăștia să înceapă odată meciul, că pe mine, sincer să fiu, mă cam enervează disputele astea care n-au legătură cu fotbalul, dar după ce s-a terminat meciul, acum dau seama că disputa aia a avut ritm, a avut atac, a avut contraatac. Aici, pe teren, a fost o singură echipă în prima repriză. De mult n-am mai văzut la un derby în englezesc cu sens al cuvântului, n-am mai văzut un raport al ocazilor mari, 7-1 în 45 de minute. Asta a fost raportul ocazilor la meciul ăsta CFR Cluj, Universitatea Cluj. Deci, practic, Universitatea Cluj n-a fost pe teren în prima parte și cred că suporterii Universității Cluj, cei care n-au apucat să ajungă în Gruia pentru că n-au avut acele bilete despre care vorbeam, acum se felicită că s-ar fi dus degeaba, nu. Echipa lor astăzi nu a fost la meci. În a doua parte au încercat să mai facă câte ceva, au avut o bară la 2-0 la Fossati. Aș vrea să cred că dacă se făcea 2-1 poate să tensiona puțin meciul, dar cred că a fost unul dintre cele mai
detensionate derbiuri din istoria de mulți ani a acestei întâlniri. Ok, de acord. Cum ai explica, adică ce argumente ai aduce privind această diferență mare în favoarea CFR-ului? Primul lucru la care m-aș gândi ar fi faptul că celor de la Universitatea Cluj le-au lipsit niște piese importante. Nistor este una dintre ele. Practic, prin absența lui Nistor a trebuit să fie schimbat și sistemul de joc, dinamica, tipologia jocului, dar nu numai Nistor. Adică eu spun că și Bic este un jucător important la mijlocul terenului. Chiar întrebam la un moment dat de ce joacă Peteleu și nu joacă Oancea, dar am văzut că nu era nici rezervă. Da. Pentru ne întoarcem la analiză, scuze-mă Andrei, îl ascultăm pe Camora. Cum este rivalitatea aceasta, dar ne bucurăm că am terminat cu un scor bun și fără să primim gol, asta e important să nu primim gol. E cu atât mai dulce victoria asta, având în vedere că ați învins-o pe rivala voastră, pe U Cluj? E dulce ca o rivală, dar obiectivul nostru nu e numai să batem pe U Cluj. E să ajungem acolo sus, la final să vrem să fim campioni cu toți și pentru asta trebuie să bați la orice echipă, nu numai la U. Dar e o victorie frumoasă și un joc destul bun. Cum ați simțit de la nivelul terenului meciul? A fost un derby? Cum l-ați trăit? Că a fost un derby, noi la prima ocazie de gol a fost ceva pe care au lipsit multe meciuri, aveam multe ocazie și nu dădeam gol, acum prima ocazie mingea a intrat, așa că mai am dat și bara din nou, dar pe la urmă zic că e o victorie meritată pentru noi. Noi a stat și bine tactic la repriză 2, am ieșit bine pe contraatac, mai am avut câteva ocazii, putea să fie pe final scor mai dilatat, dar pe la urmă, cum a spus, e o victorie meritată. Ai jucat în multe derbiuri cu Universitatea Cluj. Pe cel mai multe le-ai câștigat. Le-ai spus ceva în nume colegilor înainte de joc? Ai încercat să-i motivezi oarecum suplimentar? Normal că încercăm tot timp și înainte meci, că noi care suntem de mai mult timp aici știm ce înseamnă mai mult pentru club, mai mult pentru suport, cum am spus înainte. Știm că e o rivalitate, cum ați văzut. Ieri au venit și suporte la stadion la antrenament. Știm că era important pentru ei o victorie. Și pentru noi, și pentru prietenul nostru, noi am vorbit mult pe Vasile Mogă, știm că e o lipsă importantă, dar trecea pe un moment un pic complicat și era o victorie importantă. Noi am vorbit să dedicăm victoria asta pentru Vasile. Cum ai caracteriza acest sezon pentru CFR Cluj până acum? Sezon greu, ultimele meciuri foarte, foarte grele. Nu suntem pe loc pe care dorim noi, nu am făcut puntele pe care noi am dorit să facem la acest moment, e o distanță 8 puncte, adevăr că mai sunt de jucate, dar e o distanță mare pentru acest moment, noi am pierdut multe meciuri, unul cu ghinion, dar asta și face parte de meci, noi numai de ghinion, am avut multe ocazii, cum a fost și cu Ută, am pierdut 2 puncte cu Galați, la care eu am dominat tot meci. Și am luat gol pe final, e dureros să revii, dar pentru noi ce mai important a fost o victorie. Suntem la 8 puncte și la play-off vom vedea care e distanță și după aia putem vorbi care sunt șansa de titlu. Mulțumim! Mersi, în seară bună și sărbători fericite! Bun, acum vreo maxim 2 săptămâni vă doreați pe Universitatea Cluj în play-off. Vă mai doriți? Păi... Știi, am văzut cum au jucat cu Rapid și mi s-a părut una dintre cele mai bune echipe din campionat. Pentru că veneau după o serie bună, dar la Rapid au jucat fantastic și tactic foarte bine. Și, probabil că fără Nistor ăștia sunt. Că, de fapt, a fost și intrarea lui Oancea atunci, într-adevăr. Și a chiar avut acțiuni foarte bune, dar Nistor a fost jucător extrem de important. Nu știu, nu-mi doresc nimic de play-off. Îmi doresc ca în play-off să nu mai fie echipe care să abordeze diferit partidele în funcție de adversarii pe care îi întâlnesc. Pentru că așa a fost mereu. Clar că așa va fi și în play-off ăsta, că nu cred că se va schimba ceva. Păi bun, și din perspectiva asta v-ați dori să fie U Cluj? Nu că s-ar întâmpla ce, da, ca idee, dacă vă doriți pe Universitatea Cluj sau vreți o altă echipă? Adică să nu fie Universitatea Cluj. Depinde în locul cui. Da.
Și asta e adevărat. Bun, pe cine ai da un meci lui Andrei? Păi sunt mulți candidați la... Da, păi de asta am și întrebat, că trebuie ales. Otele a dat două goluri, Bârlige a marcat și dacă Bârlige marchează chiar pentru că el e activ, da. Are activitate multă ca atacant și în momentul în care mai și marchează, că asta îi lipsește lui, atunci poate să își depună candidatura la omul meciului. Dintre ei doi, a spune așa. Otele a avut și niște mari ocazii în prima repriză. A scăpat singur cu portarul. De altfel, asta mi s-a părut a fi fost cheia primei reprize. Mingea asta jucată în spatele unei linii total imobile de apărare a celor de la Ocluș. Așa au putut să scape singur cu portarul și Otele și Bârlige. Câteva declarații și din partea lui Daniel Popa. Nu, chiar am jucat și acasă și în cupă și în campionat, dar cu totul altfel am arătat în cele două jocuri care le-am jucat. Astăzi am început de la 1-0, practic, nu știu, nu îmi explic. Ne-am pregătit bine, dar se pare că atât am putut astăzi. De vreo 3 meciuri încoace sunteți în scădere. Care ar fi explicațiile pentru această scădere? Nu știu, probabil că ne-am văzut prea sus și ne-au luat puțin emoțiile. Suntem jucători cu experiență, trebuia să arătăm altfel în această seară, plus că era un derby, au fost suporterii alături de noi, i-am dezamăgit, trebuia să jucăm altfel. Cum ai văzut atmosfera? Au fost foarte mulți suporteri în tribune. Practic am jucat acasă, dar am jucat degeaba pentru că punctele sunt la ei, ne-am făcut de râs. Mulțumim! Da, l-am stat și pe Daniel Popa. Bun, mă întorc la... Deci, pe cine ai desemnat? Ok, știu că sunt mai mulți, da? Omul meciului? Pe Bârlige. Pe Bârlige? În seara asta, da. Ok. 8 puncte. Sunt multe față de ce vă gândeați în vară când ați... Sunt multe, nu? Sunt multe, normal. Așa arată clasamentul. Până pe 19 ianuarie, când se va relua Superliga. Cred că din perioada Gâlcă FCSB n-a mai fost într-o situație de genul ăsta, nu? A ajuns să piardă campionatul. Da, dar atunci să nu vrea să-l câștige Târgu Mureș. Era o diferență mare. Da, că nu se juca play-off. Exact. Da. Era un campionat cu 34 de echipe, tur-retur. A fost o diferență foarte mare dacă e să ne raportăm la FCSB versus ASEA, că ASEA nici măcar nu știu dacă a terminat pe locul 2 atunci anul. Adică era undeva, cred că pe 3 sau 4. Da. După care a ajuns ASEA pe primul loc, incredibil. Da. Adică atunci s-a ars toată distanța aia, s-a topit. A stat titlul în gheata lui Voiculeț la... Da. Să vedem ce explicații dă Ovidiu Sabă. Ce aș putea să spun, e foarte greu în aceste momente. Nu sunt, le-am și transmis jucătorilor că nu sunt supărat pe ei. Eu sunt cei care i-am pregătit. În ultimele jocuri, din păcate, am arătat foarte rău, dar le-am și mulțumit pentru că în acest campionat am jucat și foarte bine, la un moment dat eram pe locul 5, acum suntem probabil acolo unde ne este locul. Sigur, ne-am dorit foarte mult să facem un joc bun, n-am reușit, am fost dominați la toate capitolele, fizic, tactic, duelurile, tot ce am semnat duelurile 1-1. S-au motivat mult mai mult decât noi, au putut mai mult. Sigur, încă o dată mă simt principalul vinovat în această situație și chiar poate, nu exclud, sigur, și chiar îi sfătuiesc pe cei din conducere să gândească la o altă variantă de antrenor. N-ar fi rău. Vă gândiți să demisionați? Nu. Să discutăm, poate că jucătorii au nevoie de o altă persoană, un alt tip de om, un alt antrenor, cu alte calități. Mă gândesc și la această vară. O să discut cu cei din conducere, să vedem, dar n-ar fi rău dacă s-ar gândi și la o altă variantă de antrenor. Atât de mult vă afectează acest rezultat sau jocul nu, în nu, sine? Nu, rezultatul. Că până la urmă, echipa mult mai bună, echipa care... Este clar, au jucători de calitate, mult mai puternică decât noi, dar nu am arătat cum trebuie și încă o dată repet, sunt principalul vinovat. Ați început foarte prost meciul, l-ați continuat la fel. N-ai ce să comentăm, de ce să vorbim de tactică, de ce să vorbim când am fost dominat la toate capitolele.
N-ai ce să analizezi astăzi. De unde această diferență, totuși? De valoare. Și de pregătire fizică, forță, personalitate, curajul de a juca. S-au motivat, e presiune mare pe unii jucători, trebuie să fim realiști. Unii dintre ei încă sunt destul de timizi, fricoși atunci când trebuie să ia decizii, când se ia acțiuni de 1-1, încă au nevoie de timp să se maturizeze, să crească ca echipă. Ați discutat cu băieții în vestiar acum, le-ați spus și lor ce ne-a spus și nouă? Același lucru, că le mulțumesc, le doresc o vacanță frumoasă, împreună am reușit și niște lucruri extraordinare, au calitate, sunt responsabil de această situație, de cum ne-am prezentat astăzi și la fel meciul trecut cu Oțelul Galați și ar fi bine conducerea să ia în calcul și eventuală schimbarea antrenorului. Dar jucătorii ce v-au spus când le-ați transmis întrebați lucrul ei. Asta întrebați-o să întrebați pe ei. Este o decizie 100% pe care... Nu, e o decizie care, așa am spus, conducerea trebuie să gândească și la o altă variantă de antrenor. Nu este că demisionez, nu este că în momentul de față plec, dar sunt niște lucruri care, sigur, nu merg cum trebuie și ar fi bine să luăm în calcul și această variantă. Ați fi luat decizia asta indiferent de rezultat, chiar dacă băteați, de exemplu, astăzi? Nu se pune problema. Și dacă pierdeam, dar să arătăm altfel. Mulțumim! Ok. Incredibil anunțul pe care îl face, sau mă rog, ceea ce spune Ovidiu Sabău. Cum comentați? Că e realmente surprinzător, totuși. Meciuri mai poți să pierzi. Nu știu de demisia. Da. A spus că ar putea să gândească și altă variantă, dar eu cred că ar trebui totuși făcut un clasament, poate dacă Liviu Manolache ne poate ajuta. Pe ce loc este Universitatea Cluj în clasament făcut doar cu etapele în care a antrenat Ioan Ovidiu Sabău? O să avem o surpriză. Adică acest campionat a început din momentul în care Sabău preia pe Ucluj. Exact. Deci s-ar putea să avem o surpriză, să nu fie chiar... Păi într-adevăr, bun, vii și spui asta, tu, Sabău. A avut o perioadă foarte bună cu Dinamo, a culminat meciul cu din Giulești, că de la 2-0 au învins și au trebuit să bată la distanță mai mare, au jucat extraordinar. După aia a apărut a fost o perioadă mai... în care n-au jucat extraordinar. Cu Dinamo n-au jucat bine, au câștigat totuși. Cu Galațiul foarte slab și Arazi a fost într-adevăr un dezastru, dar sunt destule explicații. Nu cred că trebuie Sabău să plece pentru că ar fi un antrenor mult mai bun care ar putea să facă mult mai mult decât a făcut el. Ok, aici sunt de acord cu dumneavoastră, dar el spune. El aruncă varianta asta. A spus clar că nu demisionează. Da, dar a spus conducerea să gândească și la alt antrenor și o să... da, e o alertă. A spus el, conducerea să gândească la altă variantă. Și la antrenor. Altă variantă. E da. O chestie de nuanță. Ok, Andrei, cum ți se pare ce spune? Cred că acești jucători au nevoie de un alt tip de antrenor. Că a spus chestiunea asta. Cum descifrezi sau cum, în ce cheie citești? Păi, citesc în cheia lipsei de seriozitate a unora dintre ei, probabil, pentru că la Neluțu Sabău primează această valoare, acest principiu al seriozității. Echipele antrenate de el erau echipe care, chiar dacă nu câștigau meciul, jucau tare, puneau piciorul la minge, luau cartonașe, apropo de cartonașe, adică aveau atitudine. În afara inteligenței de joc, tacticii pe care reușea să o impună echipei lui, ori în cele două etape de final de an, echipa asta n-a mai arătat ca și cum ar fi echipa lui Sabău. E echipa oricărui altcineva decât Sabău. Și probabil că de asta este dezamăgit și de asta poate se gândește că mesajul lui nu mai ajunge la jucători așa cum ar okay, trebui. Ok, dar are mână liberă, poate să schimbe. Dacă are cu ce? În ce sens? Dacă poți să aducă alți jucători? Dacă te uitai pe bancă... Da, mai e o conjunctură la un meci. Așa, corect. Dacă mă uitam pe banca FCSB, nu arăta bine la meciul azi, dar aia a fost o conjunctură. Corect. Asta rapid, exact fel, în vreme ce vorbea și spunea că eu sunt principalul vinovat sau da, ceva de genul ăsta a spus, eu i-aș fi pus o singură întrebare.
dacă după prima repriză în care raportul ocaziilor, mari ocazii, adică eu n-am mai trecut șuturi de pe la 16 metri pe lângă poartă ca la alte meciuri în care nu găsim ocazii. Aici au fost 7 ocazii mari în situații de 1-1 cu portar. Dacă tu faci o singură schimbare și aia e în zona de atac, întrebarea mea tocmai asta era, de ce n-ai făcut mai multe? Adică puteai da un semnal inclusiv atunci, să faci 4 schimbări la pauză. Măcar ca avea semnal bancă, pentru... Am făcut pandorline în prelungiri. A, bine, aia a fost altă... Iar o chestie pe care nu pot să o înțeleg și vorbesc aici despre un jucător de echipă națională, Manea. Că la scorul ăsta chiar nu găsești spațiu să îi dai unui jucător care a fost accidentat să... Să intre cu improvizație pe poziția aia. Nu mai vorbesc. Dar scorul îi permitea să... Asta e foarte important. Joci cu improvizație. E clar că acolo e o problemă. Pentru că dacă primele schimbări s-au făcut în minutul 90, au fost făcute 3 schimbări. Mane a fost introdus în minutul 93 sau 94. Adică... Spune și asta multe față de cei care au intrat. Clar spune. Uluitoare situația în care a ajuns Manea, un jucător de echipă națională, da? Bine, el acum n-a mai fost că n-a mai jucat. A da. Fost accenta, da. Era în mod constant la echipa națională, juca, mă rog, când el, când Rațiu. Și ajunge în situația asta. Ești în preajma unui turneu final, situația jucătorilor pe acest post nu este una care să, eu știu, e clar că jucătorul tău, Manea, este o opțiune importantă pentru echipa națională în momentul ăsta și nu știu, mi se pare că parcă nu-l ajuți. Adică ce ai făcut în seara asta nu e un semnal de ajutor pentru un jucător. Apropo de chestiunea asta, mi-aduc aminte de asta. A fost recent, cred că acum, înaintea ultimei acțiuni a echipelor naționale, când Guardiola fie l-a băgat pe Grilic, fie l-a scos repede. Și a fost întrebat și a zis, păi am avut o discuție în săptămâna premeritoare cu Southgate și i-am promis că, dar nu mai știu dacă fie să-l folosească, fie să nu-l folosească prea mult, că aveam după o accidentare. Da. Și a trebuit să mă țin de promisiune. Guardiola, care putea să-i spună ce treabă mea cu Southgate, eu sunt Guardiola, decid aici ce vreau eu. Nu, teoretic, selecționerii ar trebui să aibă discuții săptămânale cu antrenorii echipelor care au jucători susceptibili de a face parte din lotul echipei naționale. Da. Nu m-ar mina dacă Manea ar vrea să plece de la CFR în această iarnă, tocmai având perspectiva Euro și faptul că dacă va continua relația asta și statutul lui la CFR să piardă naționala și va pierde în mod clar, că n-ai cum să... Ce crezi, Andrei? Sabău continuă sau nu la U Cluj? Evident, nu ca informat. Ce crezi? După cum l-ai văzut, după cum știi că se întâmplă lucruri în România? Cred că o să continue. Domnul Stoica? La fel. Idem. Da. Am să ne întrebare, pentru că aduceți-vă aminte cum a renunțat el după ce a jucat acea finală pe care ar fi trebuit să o câștige. Da, n-am. Probabil că au fost alte probleme la mijloc, n-a înțeles nimeni, pentru că el a venit și echipa cu el s-a exprimat extraordinar. Țin minte meciurile alea când jucau pe noroi și ajungeau la poartă ceva ieșit din comun. Dacă mai avem timp să vedem cât mai avem timp să-l ascultăm un pic și pe mandorlinii. Pentru că am câștigat două derbiuri, reușind să marcăm 8 goluri. Ce urmează în această iarnă? Patronul a anunțat mai multe transferuri deja. No, eu cu il patrone non ho parlato, ho sentito dichiarazioni, non lo so io. Rimango nel mio lavoro che è l'allenatore. Siamo contenti, abbiamo vinto una partita, poi quello che sarà domani non lo so. So che adesso ci sono le vacanze di Natale, andiamo a casa. Però se devo essere sincero sono contento ma non sono molto felice perché credo che tanti discorsi che c'erano non mi piacciono, non mi piacevano, non mi sono mai piaciuti, però questo è il calcio. Bun, am auzit câte ceva și din partea lui Mandorlini. Liviu Manolache e prea bun. Păi știu, tocmai de aia. Mi-a trimis inclusiv clasamentul ăla care îmi trimitere. Clasamentul practic în campionat din momentul în care vine Sabău. Locul 1, FCSB 28 de puncte, locul 2, Rapid 25, locul 3, U Cluj 23 de puncte. Vezi?
formidabil. Și mi-a trimis inclusiv... Cod era demonstrandu. Da, inclusiv cum arăta clasamentul în sezonul ăla de care ai amintit tu, Andrei. După 17 etape la jumătatea, nu știu dacă s-a încheiat anul, da. FCSB avea 43 de puncte, era pe primul loc, iar ASEA era pe locul 5 la 13 puncte în spate. Bun. Ne oprim. Mulțumesc mult, Năustoica, mulțumesc mult, Andrei. Urmează un meci în Spania. Ne revedem mâine seară.